Bine v-am regăsit la punctul pe ei, sunt Mircea Valean. Doamnelor, domnilor, astăzi vă propun să discutăm despre un eveniment important, spun eu, ce s-a petrecut la nivelul orașului Brașov. Vorbim despre o lansare de carte și în orice fel de carte. Vom intra astăzi în sfera spionajului, în sfere istorice, de ce nu. Alături de mine, în platou, se află autorul acestui volum, un cetățean din Statele Unite, este vorba despre domnul Larry Watts. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și un profesor universitar, domnul profesor doctor universitar mai exact, Mihai Retegan, bine ați venit și dumneavoastră. Bine v-am găsit, bună ziua. Da, spuneam înainte de a începe emisiunea, dacă ne ajung 40 de minute pentru a dezbate acest subiect, dumneavoastră spuneați că ar trebui mult mai mult. Într-adevăr, și cartea, după cum arată cel puțin, ne îndeamnă la multe, multe ore de lectură și eu cred că merită. Din ce am auzit până acum despre acest volum, din ce mi-ați povestit așa înainte să intrăm noi în direct, o să-i îndemn și eu pe brașoveni să cumpere această carte pentru că au multe lucruri interesante de aflat, lucruri pe care nu le găsim în paginile cărților noastre de istorie, din câte am înțeles. Pentru început o să-i dau cuvântul domnului Watts pentru a face o scurtă prezentare a acestui volum. Ce cuprinde de fapt? Vorbim despre spionaj? Vorbim despre istorie pur și simplu? De fapt, este o amestecare, este mai spre istorie de servicii de informații, dintr-un punct de vedere. Chestia a fost originală scris pentru o audiență americană. Eu provin din această perioadă de război rece ca un războinic în asta, de un analist. Și pentru mine a fost, am încercat să abordau o carte despre reformă de servicii de informații română post-communist. Și atunci am văzut că, de fapt, niște dinamici care au apărat exact invers în România decât în alte țări și am încercat să explic asta pentru audiența americană. Și am ajuns cu cartea aceasta care a arătat și pentru mine că aceste problemele au fost nu numai înăuntru Pactul Varsovii, de fapt, România a fost singură acolo împotriva toți, dar și a mers chiar mai devreme. Și cu asta am vrut să explic audiența americană trei lucruri. Primul, ce a fost starea reală de relație înăuntru Pactul Varsovia. A doua, ce a fost distanță între realitate descris din arhivele din Pactul Varsovia din afară de România și ce a fost și asta de percepție americană. Da. Și al treilea a fost să explică de ce această distanță din cauza acestă campanie de dezinformare coordonată din toate Pactul Varsovia împotriva România. Am înțeles. Da, așadar, știu că ați descoperit o felul de lucruri la care probabil nu v-ați așteptat în momentul în care ați documentat această carte. Și pentru telespectatorii noștri aș vrea să dezvăluiți câteva din cele mai șocante, să le spunem, cele mai neașteptate lucruri pe care dumneavoastră le-ați descoperit în timpul research-ului, ca să spun așa. Mi se pare nici 45 minute ar fi destul de bun numai pentru asta, dar eu pot să încep cu câțiva dintre ei. Vă rog. De exemplu, la începutul 1968, informația americană, CIA, a argumentat foarte tare că negocierile pentru pace cu Vietnam trebuie să fie ținut în București. Asta a fost cel mai bun loc pentru asta, din cauza toate ajutor dat din partea României în acest mediere, care a fost cerut explicit de partea americană și de fapt toate a fost asigurate acolo, inclusiv niște abordări foarte neutru, chiar dacă negocierile nu merge prea bine. Pentru mine, și asta a fost un document trimis la fiecare șef de servicii și de la armată, de marină, peste tot în Statele Unite. A doua, de exemplu, este că... ce este? Este așa de multe, eu trebuie să aleg niște lucrurile. Vă cred, e multă informație. Da, de exemplu, n-am știut deloc înainte abordarea cartei aceasta că România chiar a mediat relațiile între China și Austria, China și Italia, China și Suedia și China și Germania de Vest. Asta ultimul a fost descoperit de sovietici și este vorbit în documentele lor și toată lumea știe despre mediere între Statele Unite și China. Da, interesant. Lucruri pe care, așa cum spuneam și înainte, noi le cunoaștem mai puțin. Și noi. Exact. Vreau să trec și la domnul profesor universitar Retegan. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum ați caracteriza acest volum? Așa o caracterizare succintă. Am înțeles, sigur, de câteva minute, nu de 40.
Da, dar înainte de asta, i-aș trimite pe brașoveni direct la editur, la librăria unde a avut loc lansarea, ca să știe de unde să o cumpere, la librăria Ștefan Iosif. Acest volum a apărut la editura Rao din București. Este o carte, cred că nu greșești dacă spun șocantă, dar șocantă în sensul de revelațiilor cele descoperă cele... Da, chiar am observat, îmi cer scuze, vă întrerup, aici pe copertă, chiar domnul Ioan Talpeș, fost director al SIE, spune că este o carte care staie respirația. Așa exact așa, într-adevăr, așa este. Și profesor Watts a fost, cum să spun, moderat în a releva lucrurile care l-au uimit, dar știe foarte bine și poate mai multe decât sunt în carte despre acțiunea comună de spionaj român-americană de a sustrage piese și echipament militar sovietic și a-l transmite Alianței Nord-Atlantice. Aceasta este o chestiune. Da. A doua chestiune, problema Bucureștiului gazdă convorbirilor de armistițiu cu Vietnamul a picat datorită ultimatumului sovietic și vietnamez. A zis ori în altă parte, dar oriunde în altă parte, dar la București nu. Deci sunt lucruri teribile. Legat de această carte, este esențială, zic eu, pentru cel care studiază istoria ultimilor 70 de ani. Da. Adică vorbim după al doilea război mondial. Este vorba de evoluția României în perioada post-război, post-al doilea război mondial și în perioada războiului rece. Știam niște lucruri. E bine, lucrurile alea pe care noi le știam acum capătă o altă deschidere, o altă importanță. Sunt luminate altfel prin documentele pe care profesorul le pune în circulație prin această carte. Ce a făcut dânsul este un lucru esențial, căci s-a dus dincolo de arhivele americane, de arhivele Comunității Informative a Statelor Unite, la Comunitatea Informativă a Pactului de la Varșovia. Da. Acolo găsești felul în care au acționat aliații României din acest pact. De fapt, titlul spune foarte bine, ferește-mă, Doamne, de prieten. Dar știm foarte bine, ăla care ți-e prieten nu plănuiește invazia, nu plănuiește schimbarea ordinii din interior cu oamenii pe care ei îi aveau aici în interior. De-aia este. O carte spunea cineva în alte condiții că trebuie citită de toți românii cu creionul în mână. Da, eu mi-am luat un creion. Da, văd, da, hârtia, sunt sigur, hârtia nu va ajunge, vă trebuie mai multă. Da, sunt convins. Da. Cel puțin cât cuprinde această carte. Paginile alea două vor fi probabil pentru suficiente pentru introducere. Exact, pentru prefață, poate. Da, da, da. Da, cel mult. Bun, vreau să trec înapoi la domnul Watts și vreau să vă întreb, de ce credeți că România, așa cum o prezentați dumneavoastră în această carte, a făcut notă discordantă față de celelalte țări comuniste în acea perioadă. Ce a determinat această țară să fie altfel decât restul? Da. Scuze, de fapt, e o întrebare foarte bună și chestia și răspunsul nu este acolo în întrebare. Din cauza întrebarea presupune că România a acționat diferit pentru cauzele interne. Și chestiunea a fost de la secolul XIX. România a fost considerată zonă de expansiune de imperiu care a devenit comunist mai târziu. Și atunci a fost o chestiune foarte dură pentru principalitățile României din cauza că ei au fost înconjurate de acest trei imperiu total. Și a fost la o distanță foarte tare de foarte mare de la alții. Imperiul țarist, Imperiul Habsburgice și Imperiul Otoman. Și noi avem din aceeași timp o abordare din Marx și Lenin, Marx și Engels, da, care a prejudecat lucrurile împotriva României atunci. În primul rând, interesele imperialiste au vrut România să dispară. Din cauza zona aceasta a fost pentru expansie în lor. Și chestia a fost că România a fost și independent, dar și foarte apărător de identitate aceasta, care n-a fost pentru Rusii țarist, n-a fost slav. Dar ce s-a întâmplat exact după această revoluție care a fost în 1848,
Frederick Engels a ajuns la o concluzie că românii, specific el a scris despre românii din Transilvania atunci, a fost un popor de gunoi. Și ei au fost născuți contra-revoluționari și trebuie să dispară pentru progres în istorie și progres de revoluție mondială. E foarte interesant pentru mine din cauza, în alt articol, el a nominalizat și alte popori și unul dintre ei a fost scoțien. Da. Și eu, prin familia mea, revin din Scoția și scoțienii au fost și ei gunoi. Și mai mult decât asta, ca un american, am fost născut contra-revoluționar și suntem gunoi împreună. Am înțeles. Și mă sunt onorat. Dar asta a dat o justificare de ideologie pentru aceeași proces și aceeași program imperialistă împotriva României. Și a fost translat direct în acest politic în Comintern, în care Partidul Comunist Român a fost obligat să spun că ei sprijin taierea țară pentru de Roger să merg la Bulgaria, Transilvania la Ungaria, Basarabia la Uniunea Sovietică și etc. Da, iată că această insulă de latinitate a rezistat acestor presiuni uriașe venite din toate direcțiile, practic. Pentru că în fiecare parte, în afară de Marea Neagră, dar și pe acolo mai veneau... Nu, a fost singurul vecin prietenos. Exact. Da. Dar și pe acolo mai veneau dușmanii. Dați-mi voie să, pentru mai multă acuratețe, să citez fragment din articolul la care făcea referire profesorul Oțar lui Friedrich Engels din ianuarie 48. Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtuna Revoluției Mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contra-revoluției și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național. La fel cum propria lor existență, în general, reprezintă prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții istorice. Dispariția lor de pe fața Pământului va fi un pas înainte. Asta spunea unul din părinții comunismului mondial. Da. Sigur că această idee a trecut prin filiera pe care o cunoaștem la Lenin și mai departe a fost însușită de toți ceilalți care au urmat lui Lenin în fruntea statului sovietic. Știți? Vorbeați de ce România a fost altfel decât ceilalți din pact, din pactul de la Varșovia. De ce a fost o voce distinctă? Eu aș zice că, dincolo de ceea ce spunea profesorul Oțe, este vorba și de o anumită înțelepciune pe care ne-a creat-o conjunctura, situația istorică. Vedeți, în 1920 abia se negociase tratatul de la Trianon, când francezii ne cer să intervenim cu trupe în Rusia în favoarea armatei alugardiste. Și Titulescu întreabă pe ministrul de externe al Franței: bun, facem acest lucru. Dar ce se întâmplă dacă roata războiului se întoarce și vin roșii peste noi? Da. Ne veți ajuta cu trupe? La care Poincaré spune: nu, Doamne păzește, nu vă ajutăm cu trupe. Păi abia am ieșit din război. Am pierdut milioane de oameni. Ce trupe să trimitem acolo? Atunci ce veți face? Ne veți vinde armament? Nu, păi nu mai avem armament. Armamentul nostru greu l-am pierdut în Flandra. N-avem ce să vă trimitem. Atunci ce faceți? Ne veți da bani? Întreabă Titulescu. Păi nici bani nu-i mai avem după 4 ani de război, de unde să mai avem bani? Și atunci ce veți face? Întreabă Titulescu, excedat. Păi ce o să vă trimitem o misiune militară. Exact așa cum au trimis-o în 1900, sfârșitul anului 16, începutul 17, misiunea generalului Berthelot. Numai că aia, între altele, a făcut și treabă bună. A modernizat armata, a refăcut-o. Dar, deci, în asemenea condiții trebuia România să acționeze. Să se descurce. Da. Și nevoia te învață. Am înțeles. Bun, o să mă întorc la domnul Watt. Vreau să vă întreb de ce credeți că niciun istoric român, niciun scriitor român n-a reușit până acum să scoată la iveală toate aceste informații. Care a fost statutul dumneavoastră? Da, două lucruri mi se pare, care de fapt n-a fost un mare merit dar a fost ceva în care circumstanțele. Unul a fost că am fost ocupat profesional cu România și de fapt România în contextul războiului rece de la 1978. Așa, am lucrat pe exact această problemă și am adunat o grămadă de lucruri peste timp.
A doua lucru este că aceste argumentele n-a fost disponibil până la foarte recent. Și când am abordat cartea, am avut norocul că și a fost cam trei linii care a devenit un fel de fortună perfectă pentru asta. Unul a fost niște descoperire la Institutul Gauch în Germania, care cu arhivele din fost Stasi, securitate din Germania de Est. Și a doua a fost două proiectele, de fapt, două și a treilea a fost proiectele care a fost înființat în Statele Unite, Cold War International History Project, proiectul pentru războiul rece internațional, așa, de istorie. Și ultimul a fost un proiect similar care a fost format în Elveția, Parallel Project for European Security. Și ei au adunat, ei au muncit foarte mult și au adunat documentele de la aproape fiecare întâlnire din Pactul Varsovia, asta din liderii, din ministri de apărare, din ministri de externe, din secretari de stat, și i-a băgat toate pe internet. Eu trebuie să adaug încă a patrulea. Și asta a fost exact în același timp a fost abordat acest nou program de la CIA de clasificare și să bagă toate pe internet. Și acum a fost un belșug de evidență și pentru mine a fost perfect din cauza documentele din Pactul Varsovia este bază de povestie, dar această doilea perspectivă despre cum a fost interpretat în Statele Unite, am avut documente din CIA și nu numai asta, este o grămadă de rapoartele de la comunitatea informațională, așa toate serviciile despre zonă și cu referință la România. Da. Vedeți, vreau să continui. Larry nu poate să o spună, dar o spun eu. A avut un mare avantaj că a știut la ce uși să bată. Este extrem de important. Eu am fost în 94 și am văzut, în 93 s-au declasificat prima serie de documente americane de la CIA. Da. Și am văzut o serie de documente, National Intelligence Estimate, adică evaluările comunității informative americane despre anumite aspecte din blocul comunist. Și lucruri extrem de importante, extrem de importante. Foarte multe din ele sunt folosite în această carte. Dar, petrecându-mi mai mult timp în arhive, m-am dus la cel care răspundea de Special Branch, de la National Archives din Washington. Și am discutat cu el despre documentele respective și zice, bun, și ce mai dori? Păi zic, aș dori rapoartele originale care au stat la baza acestor evaluări. Și mi-a zis că nu poate să mi le dea. Eu n-am avut norocul pe care l-a avut și aici nu mai e doar chestiunea de noroc. Să știi și sigur, unde să te duci și când să te duci. Da. Iar eu fusesem în 94. De-aia, nu că n-am fi vrut noi. N-am știut unde să ne ducem și n-am avut... Și e adevărat că am știut despre formarea acestei instituții. Chiar la începutul de concepție. Și din cauza aceasta au murit pași cu pași și de când în când, și a fost arhivele din Departamentul de Stat care a făcut acest lucru și exact am controlat aproape fiecare zi pentru cam un an jumate și de când în când i-a ieșit cu documenti nou. Și cu asta, dacă n-a fost așteptat deja pentru un istoric, va fi răspândit destul de curând și mi se pare, și am vorbit despre asta înainte, că cartea aceasta este de fapt numai o zgherie pe un zid, un zid care trebuie să prăbuși. Din cauza este o poveste aici care este fabulos și arată de fapt o politică în România pentru o cauză în care noi putem vorbi, care a fost nu numai bun și demn de respect, dar a fost traducit și a fost considerat public din Germania, din Statele Unite, din Anglia, din toate Occident, chiar la sfârșitul anii 70. Cartea sfârșesc în 1978. Da. Urmează volumul 2. Da, asta va fi la... Mi-ați desconspirat înainte de emisiune. Va urma partea a doua a acestei cărți, poate și a treia, cine știe. Nu? Depinde cât informație va... Vedeți, pe măsură ce te apropii de zilele noastre, e tot mai greu să obții informația. Dar... Și un istoric... Aici e totuși marele noroc al profesorului Watts. Nu este istoric, este analist. Deci vede altfel, gândește altfel materialul, îl corelează cu alte elemente. Nu că ar fi simplu pentru un istoric, Doamne ferește. Istoricul trebuie să facă, în primul rând, critica izvoarelor. O informație venită dintr-o singură sursă ridică semne de întrebare. Corect. Dacă ea se jurnalism. Dacă ea se confirmă din mai multe, este altceva. Da. Dar, având această formație de analist, și nu doar analist politic, ci și analist militar și analist pe serviciile speciale, îi vine mult mai ușor să așeze acele piese pe tabla de șah sau pe puzzle, cum vreți dumneavoastră.
Da, înainte să dau cursul unei întrebări venite din partea unui telespectator, o întrebare care ne va duce un pic în sfera zilelor noastre, vreau să vă mai întreb un lucru. Cum era privită România, cum era privit poporul român de către cel american, din punct de vedere politic vorbind, înainte de 89 și care este situația astăzi? Ok, dacă... Prima parte de întrebare, eu voi răspunde în cadrul cartei, așa, până la 78. Și în 78, de fapt, President Carter chiar a oferit o șansă pentru Ceaușescu să listeze industria România pe bursă în Statele Unite, da, pentru 147 de miliarde de dolari. Asta ar fi însemnat că o plecare României de la economie comunistă și asta intrare în piață mondială, dar și cu toate garanții și toate asistențe din partea Statelor Unite ca un patron. Da. Și chestia cel mai interesant pentru mine, și asta arată de fapt cât de mare a fost considerații ca Statele Unite a avut, din cauza oferta a fost făcut numai România din partea Varsovia. Și din nefericire a fost un argument care arată că de fapt Ceaușescu n-a fost închis chiar atunci. Dar argumentul a fost numai între el și soția. Noi am a fost înregistrat astăzi din cauza a fost în Washington și a stat într-un loc care a fost total a fost înregistrat. Și toți lideri care vine știu astfel de lucru. Toate noaptea a fost argumentul acesta și a fost o grămadă de specialiști cu delegații americane, dar cine poate să interveni între co-lider și soț? Nimeni. Și a doua zi el a spus nu mulțumesc și ar fi bun dacă Statele Unite va consider traseul socialismului. Care se pare că cum ne trebuie să considerăm de cauza politică. Dar asta e aceea. Am înțeles. Eu aș mai spune ceva legat de această percepție americană vis-a-vis de România de atunci. 78 este pe un drum care eu l-aș fixa undeva în 1963 la întâlnirea dintre Corneliu Mănescu și Din Rasc, pe marginea crizei rachetelor. Când Corneliu Mănescu este mandatat de către șeful regimului de la București, Gheorghe Gheorghiu, să transmită partenerilor, să transmită americanilor că pe teritoriul României nu există dislocat armament nuclear sovietic. Că România nu va participa niciodată la un război pe care Uniunea Sovietică îl declanșează împotriva pactului de la Varsovia, fără, îl declanșează pur și simplu, așa cum a fost criza rachetelor, da? Exact. Și că deci Statele Unite nu ar trebui să considere România drept o țintă într-un eventual conflict. Informația pe care o datorăm ambasadorului Garthoff, care a fost strâns legat de cercurile administrației Johnson și Nixon, Kennedy, Johnson și Nixon, a fost atât de importantă încât ea nu este consemnată într-un document și mai ales faptul că Din Rasc americanii nu au transmis această informație mai departe la nivelul NATO. Da. Nimeni n-a știut despre discuția pe care el a avut-o cu românul. Și mai mult să adaug, informația aceasta n-a fost împărțit din afară de nivel cel mai înalt acolo la administrația americană. Atunci n-a ajuns la servicii de informație, se poate la șefii, dar n-a fost folosit în analiză care ei au făcut. Și atunci acest lucrurile care au fost fantastic, n-a ajuns la analiză acolo și România a fost încă tratat ca unul dintre ei. Da. Dar asta, aici a fost o problemă în care clandestinitatea aceasta a fost cu două taisuri. Chiar România a cerut asta în 63, 64, că americanii să trateze România ca nu fiind așa de independent ca Polonia sau Iugoslavia și România deja a fost mai independent decât ei. Dar chestia a fost, dacă România a fost văzută asta în public, ei vor trage prea multe tensii din partea Uniunii Sovietică și ar fi imposibil să facă alte lucrurile. Și aici a fost o strategie foarte bine gândită și o echipă. De fapt, aici, politica externă în România și unul dintre paradoxuri care am întâlnit când am venit prima dată a fost că se pare că regimul comunist din România a avut două seturi de norme și evaluare pentru politica externă și politica internă și ei a fost cam exclusiv reciproc. Unul pe politica externă a fost ceva care ei a preluat de la perioada interbelic, de la bourgeoisie.
Și asta a fost bazat pe dreptul internațional clasic liberal. Această idee că statele sunt egale și ai posibilitate să, pentru respect reciproc, pentru neamestecare pentru suveranitate, no. Toate lucrurile care toată lumea în România a auzit fiecare zi pentru 10 ani de zi. A fost o politică era vorba de cele 5 principii de bază ale politicii externe române. Egalitatea statelor, independență, suveranitate, neamestec în treburile interne și ajutor reciproc. Da. Deci asta, care țin nu și de socialism. România. Și nu țin de socialism. Exact. Țin de, de exact. Liberalismul din acest politic. Punct de vedere... Asta a fost ce a fost tras popularitate și sprijin popular. Foarte interesant că regimul a fost popular nu din cauza a fost comunist, dar din cauza a murit o politică românească. Și când el a deportat din asta, a pierdut o grămadă. Dar partea cealaltă a fost foarte dur. Din cauza pe politică internă, el a avut o înțelegere de comunism foarte primitiv. Nu poate să împărți putere din afară de dictator proletariat și nu poate să aibă alt fel de proprietate din afară de partid stat, care a blocat orice fel de liberalizare sau reform. Și din cauza aceasta, pentru lucrurile să fie mai bun pentru România interior, trebuie să scape de el. Și... Da. Apropo de formule de proprietate, domnul Oaz nu știe pentru că nu era pe atunci apasionat. Dumneavoastră, nu știu dacă erați în 65-66. Așa. Nici proiect nu se știa. Este vorba de apariția unor forme incipiente de proprietate nesocialistă. Este vorba de mandatari care au acționat în sistemul alimentației publice. Apăruseră restaurantele cu mandatar, apăruseră cofetăriile cu mandatar, care aveau bazele proprii de producție. Da, da, da. Iar lucrurile au mers așa câțiva ani de zile, după care, exact din cauza acelui primitivism în politica internă, au zis, stai nițeluș, că noi ce facem aici? Creăm o altă burghezie? Când noi am luptat împotriva ei și s-a terminat cu asta. Da. Da, a fost un timp în care a fost o șansă pentru altceva. Da. Bun. Vreau să vă întreb, acum revin cu partea a doua a întrebării, cum este privită astăzi România din direcția Statelor Unite, tot politic vorbind. Situația s-a schimbat, relațiile sunt, să spunem, cordiale și între Statele Unite și Rusia, dar noi suntem tot aici, într-o zonă tampon. Așa, lucrurile a devenit așa, mult mai complicat, dar la niște... Pe niște linie, e foarte interesant niște moșteniri din trecut. De exemplu, cooperare cu între armatele pe plan militar e foarte aproape din nou și ce a fost cunoscut, recunoscut din partea americană a fost că România a avut abilitate din nou un fel de mediere. România care a servit, de exemplu, în Afghanistan sau în Irak, ei au abordat lucrurile pe teren acolo foarte direct cu populația acolo și din România i-a arătat o abilitate să primească informație mult mai repede și mult mai corect decât alții. Și ei au avut, de exemplu, în Irak, România a fost cu a fost trei divizii, trei zone și România a fost în fiecare. Mai mult decât asta, în acest divizii polonez, serviciul de informație acolo a fost român. Total. Și aici a fost o chestiune în care încă aceste abilități s-a păstrat și a fost moștenit și cooperarea cu România a fost foarte, foarte apreciat. Dar tu știi că cu crizele și cu problemele politice între partidele la noi în Statele Unite, așa, este și acolo niște problemele destul de dor și este o perioadă de istorie foarte complicată. Am înțeles. Da, și acum o să vă adresez și întrebarea telespectatorului care mi-a parvenit și mie. Vă întreabă așa, domnul Vasile Popica din Brașov, în acest context, în contextul zilor de astăzi, cum apreciați propunerile de federalizare ale României? Federalizarea României, adică această împărțire în 8, 9, 10 județe cât s-a propus în ultimele discuții din cadrul guvernului. Reprezintă, știu eu, un pericol pentru unitatea statului, pentru că știm foarte bine, există cei de la UDMR care solicită și acel ținut secuiesc să fie recunoscut, să îi se dea o autonomie. Cum vedeți toate aceste lucruri? E complicat?
Da, și una dintre problemele pentru mine este că chiar dacă eu sunt un analist politic normal, pentru un an jumate de zile am avut capul băgat în cartea aceasta și cum este în Valul Moldovei. Și dacă, dacă UDMR a existat în 1983-85, eu pot să vorbesc foarte mult despre asta. Am înțeles. Dar acum eu sunt pe un teren care pentru mine este nestabil. Eu nu știu. Eu pot să spun numai că a fost un proiect foarte vechi să creează un fel de zonă autonom care Uniunea Sovietică a folosit foarte des ca un punct de presiune asupra României. Și unul dintre coșmari care ei au avut în Uniunea Sovietică în perioada războiului și care este în foarte multe declarații dinăuntru Pactul Varsovii de la Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, Andropov, n-am văzut unul de la Gorbachev încă, dar este de fapt este ceva de la Comisia Bogomolov în februarie 1989, a fost că România va pleacă. Și din cauza dacă România a plecat, chestia a devenit foarte dur dintre o cauză și relat cu întrebarea aceasta. Prima problemă a fost că dacă România va pleca, ei vor pierde eventual și Bulgaria. Și asta este cadere toate zona de bloc soviet. Dar a doua a fost că acest punct de presiune, Transilvania, care a fost folosit în timpul când a fost un regiune autonom și nu știu dacă dumneavoastră știți, dar în 1988 sovietici a început din nou prin Pravda și prin alte ziarele, izvestie, să vorbesc despre nevoile să reestabilire acest regiune autonom în Transilvania. Care a fost un punct de presiune pentru ei. Dacă România a plecat, Transilvania, din cauza dacă România a plecat în gândirea lor, tot timpul n-a fost că România va pleca, numai pleacă. Ei vor pleca și realiniază cu Occident. Da. Și asta înseamnă o grămadă de asistență și pe plan economic. Și asta înseamnă că nivel de viață va fi mai tare aici în România și asta înseamnă că Transilvania va fi un punct de presiune în continuare, dar nu pentru ei împotriva România, dar pentru România și Occident se trage și Ungaria, dar și slovacii din sud, unde au fost sute de mii de maghiari. Și așa, chestia este că are un interes geostrategic zona aceasta și există astfel de jocuri și este o problemă cu schimbarea de mentalități care durează. Eu pot să dau un exemplu foarte, foarte scurt. Noi am avut acest politică care am fost învățat prin școală printre anii 70 ca fiind unul de civilizații, de progres împotriva niște barbari, așa, baștinași americani, indienii. Da. Și după noi am comis acest gen de genocid, a cerut 100 de ani pentru noi să admită că noi am făcut-o. Mentalitate. A fost foarte dificil să spun că și noi am făcut asta. În România a fost acest politică pentru ei să fie extirpat, așa, și a fost un șovinism din partea Ungariei anti-român foarte tare și din partea Rusia, Uniunea Sovietică foarte tare și Rusia țaristă. Și lucrurile acestea nu schimb peste noapte. Corect. Da, e mult de știți, pornind tot de la această carte și poate ajungem la întrebarea sau la un răspuns posibil telespectatorului dumneavoastră. Credeți că niște, și ține de ceea ce spunea profesorul Oat, de schimbarea mentalităților, credeți că niște servicii speciale, care zeci de ani de zile au o anumită țintă și își direcționează părți importante din logistica lor pentru atingerea obiectivului, pentru manipularea oamenilor din ținta respectivă, pentru proiectarea unei imagini false a țării respective, deci aceste servicii vor înceta peste noapte să mai acționeze? Mă îndoiesc. Profesorul Oață a menționat foarte bine problema legată de regiunea autonomă maghiară, care într-adevăr a fost un factor de presiune asupra guvernului român. Ne aducem aminte, mă rog, cine a studiat cu câte abilități, cu câte inteligență s-a schimbat întreaga înfățișare administrativă a țării, de la regiunea autonomă maghiară a devenit Mureș autonomă. Și pe urmă, în final, prin reforma, mi se pare, administrativă din 68, s-au desființat toate regiunile și au apărut județele. E bine, Academia Română, prin secția de istorie, prin profesorul Dinu C. Giulescu, membru al Academiei, și-a spus clar punctul de vedere asupra acestei chestiuni. Este o greșeală.
federalizarea, de fapt, împărțirea regiunii de dezvoltare. Este o greșeală. Am înțeles. Da. Sper să fie de acord cu noi și telespectatorul care ne-a adresat această întrebare. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau să profit să spunem, mă rog, dintre lucrurile care n-am apucat să le rostiți, de fapt n-ați apucat dumneavoastră, dintre cele mai importante legate de această carte. Mai aveam eu o dilemă și vreau să vă întreb tot în numele telespectatorilor. Vorbiți românește și vorbiți chiar foarte bine pentru un cetățean american. Care este secretul? Când ați învățat sau cu ce ocazie? Când am intrat în problematică românească a fost în 1978 și am fost îndrumat imediat să învăț limba, să studiez lucrurile. Și am studiat într-un fel în care a fost posibil pentru mine să înțelege foarte bine. Chiar eu știu legile gramatică și de sintax foarte bine, dar din acest punct de vedere eu sunt cam ilegalist. Și fetița mea, care este jumă-jumă, soția mea este bistrianca. Da. Și fetița mea de 7 ani este foarte rușinată că eu vorbesc o limbă română așa de stricată. Ea este, cu ea e perfectă. Am înțeles. Bun. Pe când estimați să fie gata cel de-al doilea volum, domnule Watts? La anul. Acum este, eu sunt de fapt în perioada de redactare. Din cauza am scris aproape amândoi la aceeași timp, dar acum eu merg cu... Așa că probleme cel mai dur pentru mine acum este să găsesc o concluzie, dar da. Eu nu crez. Am înțeles. Veți veni și la Brașov să le lansați? Cu mare plăcere. Da, vreau să vă mai întreb un lucru. De fapt, vă întreb atât pe dumneavoastră cât și pe domnul profesor Retegan. După această carte, credeți că s-ar putea realiza un film documentar? De fapt, a fost unul deja. A fost în trei părți de la TVR1. Și dacă nu știți despre asta, eu trebuie să fac o legătură între... A fost făcut de Monica Gheorghe și a ieșit foarte bine. Așa de... Moștenirea clandestină se cheamă. Da, nu l-am urmărit, din păcate. Da. Probabil că pot să-l mai găsesc pe internet. Mi se pare cel puțin două dintre trei opsoare sunt pe internet și am un website în care am băgat și link-uri la asta, dar și cam 300 de documente de la Pactul Varsovii și din Statele Unite care are legătură cu România și vor fi băgat mai mult. Este larryelwatts.com. Am înțeles. Bun, și trebuie să mai scoatem în evidență un lucru pe care mi l-ați mărturisit tot înainte de emisiune. Faptul că ediția în limba engleză s-a vândut foarte repede în Statele Unite și acum urmează să mai scoateți o serie. Da, acum noi suntem în negociere pentru două ediții acolo și cu tiraj mai mare, să nu fie epuizat așa de repede. Dar cum se explică interesul acesta al cetățenilor americani pentru o carte în care este expusă istoria României, o țară atât de îndepărtată, o țară despre care probabil că nu se cunosc atât de multe detalii în Statele Unite? Pentru un punct a fost faptul că a fost proiectat ca un fel de istorie de informații și abordare aceasta. Și cu asta a fost văzut și citat întâi de la niște șefi de analiză de la Anglia, de informații din Anglia. A fost șef din un analist CIA care a fost șeful pentru zona Balcan și domnul Talpeș, care a fost unul dintre ei. Și noi am luat niște abordări sau niște aprecieri de la ei pe linie profesională. Și asta este, a fost un mare vogue pentru un timp acum. Este un topic nou și foarte mulți universități sau câțiva universități au abordat chiar facultăți de studii de informații care n-au existat înainte și a deschis o nouă ușă la abordare și înțelegere istoria. Da. Pe final o să las cea mai grea parte domnului profesor universitar Retegan, concluziile emisiunii. Da, într-adevăr este greu. Cert este că după apariția acestui prim volum, știți, dacă până acum putem să zicem n-am știut. Da. N-am știut ce a fost și puteam să afirm ceva. De acum înainte nu mai putem să o facem cu nonșalanță. Dacă continuăm cu a susține că politica externă a României a fost proiectată, elaborată în laboratoarele decizionale ale KGB-ului,
risc și astăzi la 20 de ani, de la 40 de ani, să fie un vector al acelor idei. Da. Așa mi se pare. Pe urmă, este o carte, cartea profesorului Larry Watts, este o carte pe care, care te cucerește prin argumentație, prin documentație și nu poți să rămâi pasiv față de ea. Dacă ești de acord cu ceea ce spune autorul, mergi mai departe. Dacă nu ești de acord, ești să fie același vector de care vorbeam înainte. Am înțeles. Da, trebuie să ne oprim, din păcate. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mai aștept și la anul, când va fi gata volumul 2. Vă doresc mult succes și aici în România. Dincolo am înțeles că succesul a fost înregistrat. Sper să fie același lucru și cu a doua serie. Ce să spun, am asistat la o lecție de istorie și brașovenii, telespectatorii noștri la fel. O lecție interesantă și sper că a stârnit interesul brașovenilor discuția noastră pentru a cumpăra această carte și pentru a o citi din scoarță în scoarță. Cel puțin mie mi-a trezit acest interes și vă mulțumesc pentru volumul pe care mi l-ați oferit. Domnilor, domnilor, ne oprim aici. Într-adevăr a fost o lecție de istorie predată de un analist politic din Statele Unite, domnul Larry Watts, și un profesor universitar, domnul Mihai Retegan. Eu sunt Mircea Volean, ne revedem și mâine seară tot aici la Nova, unde tu contezi.